Construcția gazoductului Ungheni Iași este un proiect moldoromân menit să asigure o sursă alternativă de livrare a gazelor pentru țara noastră. Valoarea totală a proiectului constituie circa 20 milioane de euro, dintre care 7 milioane de euro vor fi oferite de Comisia Europeană prin intermediul programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova. Această conductă va permite de transportat gaze în ambele sensuri, adică din Republica Moldova în România și invers. Mai mult ca atât, trebuie să de ținut cont că nu recent a fost semnat acordul consorțiumului Nabucco și acest gazoduct va fi construit. Astfel va fi asigurată securitatea energetică atât a Republicii Moldova, cât și la toate țările care sunt în consorțiumul Nabucco. Traseul estimativ al gazoductului va avea o lungime de 40 km, dintre care 31 km pe teritoriul României și 9 km pe teritoriul Republicii Moldova. Construcția, montarea propriu-zis a conductei de gaz va fi planificată în așa mod ca să lucrările de construcție să aibă loc sau până la semănat sau după strânsul roadei. Astfel, cetățenii nu vor fi prejudiciați de roada care pot să obțină. Potrivit șefului Direcției de Gazificare a Ministerului Economiei, gazoductul Ungheni Iași va fi dat în exploatare până în anul 2014.